Campania electorală începe de astăzi, iar candidații au pornit într-o cursă acerbă. Daniel Cârjan, candidatul PNL la funcția de primar al Severinului, a declarat că este pregătit să câștige alegerile din 27 septembrie. Astăzi începe în mod oficial campania electorală pentru alegerile locale din 27 septembrie. În mod simbolic ne aflăm în centrul vechi al municipiului Drobeta, Turnul Severin, locul de unde vom începe timp de 30 de zile să convingem zi de zi, oră de oră, severinenii, mehedințenii, că echipa Partidului Național Liberal este soluția pentru orașul nostru, pentru municipiul nostru și pentru județul Mehedinți. Daniel Cârjan a declarat că dorește să rezolve problemele principale ale orașului lăsate nerezolvate de actualul primar. Următorul pas este să aducă investitori, să creeze locuri de muncă și să dezvolte turismul. Pe parcursul celor 4 ani de mandat, Daniel Cârjan spune că va iniția proiecte pentru a transforma municipiul într-un oraș modern. E nevoie să aducem municipiului Drobeta, Turnul Severin, județului Mehedinți, investiții care să facă locuri de muncă bine plătite. E timpul să rezolvăm problema încălzirii municipiului Drobeta, Turnul Severin, nerezolvată timp de 4-5 ani de zile. E momentul să promovăm turismul din municipiul Drobeta, Turnul Severin și din județul Mehedinți, pentru că turismul înseamnă locuri de muncă. E momentul să investim în educație, în sănătate, în domeniile sensibile ale comunității noastre. Daniel Cârjan a fost prezent alături de colegii liberali, dar și de Cristinel Pavel, candidatul PNL la conducerea Consiliului Județean Mehedinți. Fac echipă cu viitorul președinte al Consiliului Județean, Cristinel Pavel, și împreună putem să construim noul Severin și noul Mehedinți. De asemenea, avem împreună susținerea Guvernului Liberal și susținerea Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, totodată și președinte al PNL Mehedinți, deputatul Virgil Popescu. Liberalii susțin că au în vizor proiecte care vor dezvolta și moderniza orașul și îi îndeamnă pe cetățenii municipiului să meargă la vot pe 27 septembrie.